Salutare! Bine ați revenit la Îndodi. Continuăm astăzi cartea lui Ayn Rand, Virtutea Egoismului. Înainte de a ne apuca de carte, o să vă rog însă jos să dați un like la videoclip, că așa ne place nouă, să se ducă în algoritmul Google. Alergăm cu comentariile pe câmpii. Că tot vorbim de comentarii, dacă vreți să ne spuneți de ceva, să ne mustrați, să ne dați vreo sugestie jos, e o chestie, scrie comentarii. Folosiți-le. Tot jos un buton de share dacă vreți să trimiteți videoclipul ăsta la cineva, nici nu știți ce bătaie o să iasă. De asemenea avem un buton de subscribe dacă vreți să ne vizitați din nou și să vă găsiți ușor drumul sau poate vreți să primiți o notificare când mai punem un video. În descriere jos găsiți găsiți link-uri la alte locuri unde mai avem noi prezență pe net, un blog, un cont de Twitter, un canal de Telegram, niște link-uri de Patreon și crypto dacă vreți să și răsplătiți cumva efortul nostru. Cam atâtea. Vorbim despre capitolul 2, sănătate mentală, misticism și sacrificiu de sine. De sine. Da. Însă nu este scris de acest capitol, nu este scris de Ayn Rand, ci de prietenul ei, Nathaniel Brandon. Nathaniel Brandon, un doctor, psihiatru, filozof. A avut o relație cu Ayn Rand prin anii 60. S-au certat după aia, de altfel la începutul cărții, asta este ediția din stai să văd când naiba e ediția, dă-mi și mie ochelarii aia. Nu, s-a disociat oricum. Este ediția Signet din e fără inedie. Zice undeva. Nu, în traducere zice la sfârșit, că nu era aia din 70 și... Da, era din... Eu am citit din, pe varianta din 70. Pardon, piesul ăla de la introducere. Da, mă rog, ok. Ideea e că în piesul adăugat în 1970, asta a fost prima oară tipărită în 64, dar nu văd acum în ce an a fost retipărită, cartea pe care o am eu. Scrie că Nathaniel Brandon nu mai este asociat cu Ayn Rand. Totuși, capitolul rămâne. O scos după aia între ediții ulterioare? Nu, capitolul rămâne. Asta e o ediție din 90 și ceva sau ceva de genul ăsta. Și, da, e o... Cel puțin... Pune lucrurile într-o lumină la care nu suntem obișnuiți să ne uităm la ele. Da. Așa cum am văzut în primul capitol, rațiunea este unealta principală a atingerii fericirii în lumea randiană. Așa. Și mintea, da, este locul unde se petrece acest proces de a înțelege realitatea în mod obiectiv. Și de aceea domnul Brandon se ocupă de sănătatea minții. Aici ar trebui să te opresc puțin și da, să zic așa, că nu este locul unde se percepe realitatea în mod obiectiv, ci este locul în care este percepută realitatea obiectivă. Așa. Toate sunt percepții, asta e ideea. Da. Și câteva observații pe care le-am avut eu aici notate în legătură cu domnul Brandon. El spune așa, domne, atunci când mintea ta nu vrea să lucreze cu realitatea 100%, nu funcționează deloc cum trebuie. Deci, ai o conștiință
doar parțial sau să îți creezi un fundament de valori doar parțial ancorat în realitate. Ancorat în realitatea, așa. De fapt, distrugi totul. Trebuie să fie 100% de tot jumătate. Legată de, nu, se aplică, nu, ideea e că se aplică perceptele care, pe care le-a spus Rand în primul capitol. Nu, da? Dincolo de asta, ești liber să ignori realitatea, dar nu o să fii liber să scapi de consecințele ignorării realității. În sensul ăsta spune... În sensul ăsta e construită ideea asta că trebuie să fii 100% ancorat în realitate. Bine, realitatea este mușcă. Și bine, din punctul ăsta de vedere, el pleacă de la... de, cum să zic? Titlul e obraznic. Titlul este cel puțin obraznic pentru că pune în antiteză sănătatea mentală și credințele în misticism. De altă parte, dacă noi am... mă rog, credințe de tip mistic, zice el, că dacă crezi, nu mai știu ce exemplu dădea, e o formă de misticism. Da, da. Dacă, de exemplu, ar veni cineva să ne explice nouă cum trebuie să aruncăm un vulcan întâi născut din fiecare casă pentru ca să stea vulcan. Ca să stea vulcanul tăcut și să scape și pământul de încălzire globală din cauza vulcanilor. Așa? Ne-am uitat la el și am zis că nu e sănătos. Nu chiar că ai chestii similare, nu? În sensul ăsta, aș spune că nu este atât de deplasată ideea antitezei respective. O chestie cu care nu sunt de acord, la un moment dat spune așa: rațiunea este cea care l-a determinat pe om să iasă din peșteră, să creeze civilizația, un cuvânt. Și iar nu misticismul, știi? Sau orice altă experiență transcendentală. Problema este că nu e dovedit că asta l-a determinat pe om să iasă din peșteră. Poate știința, rațiunea l-a ajutat să creeze civilizația, dar chestia care... hai să mă scol de aici și să nu mai dorm pe mine sau să vegetez sau să culeg o pica din pom, părerea mea este că este cu totul și cu totul altceva, care nu ține de lumea aceasta, nu îl vezi, da? E o chestie metafizică și aici ți-a puțin părerea mea este că se bazează pe, nu știu de unde a scos-o. Bine, aici dacă ar fi să fiu răutăcios, da, fi, dar... și să-ți aplic același standard de măsură, da, nici asta nu este dovedit. Da, și, da, și dacă vrei, dacă mergem și mai departe de atât, aș putea spune că este dovedită mai puțin. Vreau că asta să zică. Poți să faci și capra și varza, să zici, ok, rațiunea doar că i-a dat un Dumnezeu, știi? Pe de altă parte, da, uite, asta ar fi o rezolvare așa din poanie. Pe de altă parte, nici eu nu cred că rațiunea a scos omul din peșteră, ci cred că mai degrabă stomacul l-a scos din peșteră, că i s-a făcut foame. Eu cred că rațiunea i-a zis, adăpostește-te în peșteră. Tac. Da, dar de aici îți spunea problema de ce a ieșit. Da, ce i-a dat... vreau să fac ceva cu viața mea, știi? Vreau un sens, știi? Ceva de genul ăsta, știi? Asta nu o vezi când te uiți în natură și au o percepție din asta ancorată în realitate. Deci? Da și nu. Uite, aici depinde. Există, e cartea asta pe care noi n-am făcut-o, dar care e cursul lui Jordan Peterson pe net, da, Hărțile Sensului, în care el argumentează și de asta și fost recunoscut ca fiind o idee nouă, l-au și luat pe la Harvard la vremea respectivă, în care argumentează că creierul în sine are un mecanism de autoreglaj pe care mulți dintre noi îl asemuim sau îl raportăm
cu cum să zic, că mecanismul în sine este împlinit atunci când, sau împlinit, liniștit, îți dă semnale că e tot ok, atunci când tu simți, îl echivalezi cu senzația că ai un sens în viață. Și tot el discută despre felul în care a încercat acest mecanism super complicat să fie surprins. Adică, din punctul ăsta de vedere al cunoașterii, e foarte mult de discutat. Pentru că, de exemplu, cunoașterea formală pe care o avem noi astăzi, pe care vine din cărți și bazează pe clasificările care au început, cred, odată cu Aristotel și au continuat să domine felul în care s-a făcut știință. Practic, da, clasoare, clasificări, împărțiri, conceptualizări, studii, experiment, metoda științifică care vine mai apoi, da, verificăm dacă avem o teorie, o verificăm în realitate și nu. Până la, dacă toate astea putem spune că au început la Aristotel, să zicem, da, dar lumea încerca să transmită cunoaștere și înainte de Aristotel. Și asta e una dintre poveștile interesante care se desprind din cursul ăsta al lui Peterson despre hărțile sensurilor, în care el de fapt vede vechile povești. El zice așa, avem o structură, avem o poveste. Ce e o poveste? E o structură narrativă în care cineva încearcă să povestească o întâmplare și ea este relevantă pentru alții dacă pe ceilalți învață ceva despre lume, fără ca ei să treacă prin experiența respectivă. Da? Și genul ăsta de povești folclorice, etnice, religioase, până la urmă, adică pot să treacă și în partea religioasă, ar reprezenta, de fapt, încercări de a transmite înțelepciune într-un mod non-științific, non-aristotelian, de la o generație la alta. Și e foarte ușor, aș spune eu, aș merge mai departe și aș spune că e foarte ușor ca asemenea povești lipsite de rigurozitate să poată să fie, să fie interpretate greșit în asemenea, într-un asemenea sens, încât să ia o viață proprie. Mulțumesc, ăsta era cuvântul pe care îl căutam. Încât să ia o viață proprie și o existență care ele să se rostogolească mai departe. Mm-hmm. Adică, uite că nu mai știu de unde am plecat. Încercam să-ți răspund la sens. Obiecte. Ok, de la sens. Da, și ca să îl întorc înapoi la ăsta cu sensul, poveștile astea, mapate de istorie, de istoria religiilor, de tot felul de asemenea chestii, ar reprezenta cumva niște extrapolări despre cum să-și găsească oamenii sensul ăsta în viață. Adică cumva cineva a făcut ceva, s-a simțit bine, i s-a părut că viața lui are sens, a extrapolat într-o poveste, povestea asta a spus-o altcuiva, ăla ce a înțeles a spus mai departe și așa mai departe. Da, și okay în poveștile vechi era că nu neapărat că s-a simțit bine, cât că a rezolvat câte ceva pentru ai lui de obicei sau a adus pace. Dar la inițialul, de unde a pornit, de unde a avut el inițiativa asta, să zicem? Ai băsesc. Păi l-a simțit. Eu, asta cu sensul efectiv e o senzație când deci e un fel de tensiune în mintea ta. Când tu ești într-un loc în care vezi că ești pe drumul către ce ți-ai dori în raport cu progresul pe care te-ai aștepta să-l fi făcut până la momentul cutare. E o întreagă serie de diagrame la Peterson. Stai să văd dacă găsesc cartea. Continuați. Jucați. Te putea să te gândești că ai o... Eu acum nu iau apărarea unei părți. Doar judec cu mâinile. Te gândești, vreau să fac niște lucruri în afară de ce ai pulsiuni de astea naturale, mie foame, somn, perpetuăm,
ne apărăm de străini. It's a new book. În afară de chestiile astea, ai tot felul de valori care îți vin cumva. Ori te învață părinții, ori îi vezi pe alții făcând, ori iată, auzi povești. Și ideea ar fi că cândva s-a dezvoltat modulul ăsta, pe care unii l-ar numi conștiința, care monitorizează, mă, ce fac eu aici? Fac bine ce fac? Mă merg? Pare că vreau să ajung la munte, dar văd că muntele rămâne în urmă. Nu, stai, ne întoarcem. Întotdeauna poți să asemeni și mecanismele astea mentalo-cognitive cu ce face deja corpul la nivel simplu biologic ca la alte animale. Numai că aici e un nivel de complexitate mai mare. Da. Și, mă rog, mult mai mare. Ideea în capul meu, în capul doar al meu, este că conștiința este un modul din ăsta doar de autopovestire. Dom'le, eu mă uit la ce am făcut. E coerent cu ce cred că e folositor? Mă rog, fiecare își spune o altfel de poveste și doar se aliniază coerența cu povestea lui. Mă rog, și el ce zice aici, Nathaniel, că el zice conștiință cu mare ușurință. Nu știm, e problema grea, nici eu nu știu ce e conștiința, doar așa îmi zic, eu am această ipoteză de lucru, că este un modul care... Da, care e viziunea, că asta te... Integrează toate... Te îmbolnăvește religia, nu te... Psihic te... Da. Sabotează, nu te... Exact. Vezi, Doamne, în ideea, în ideea că... Îți face, am mai vorbit noi de altă dată, dar nu formulate așa, de disonanțe. Îți creează tot fel de disonanțe și în loc să... Nu e rațional. Nu e rațional. Da, da, nu e rațional. Deci tu iei ceva adevărat, ceea ce... Drept adevărat, da. Da. Aici, iarăși, e o problemă la domnul Brandon. Atunci când îți proiectezi, da, o realitate... o meta-realitate, dar dincolo, da? lumea cealaltă, da? Raiul, iadul și așa mai departe. O lume abstractă prin care să înțelegi ce se întâmplă? Nu. Stai așa. Normal că rațiunea cu care te ocupi de treburile zilnice, de realitatea înconjurătoare, nu ți este de ajuns. Și trebuie să apelezi la altceva. Da? Deci, nu înțeleg argumentul ăsta. De ce nu ți-e de ajuns? Deci, rațiunea, da, el spune aici că atunci când... Nu, el vorbește de credință. Dom'le, atunci când suspenzi rațiunea, ceea ce te mișcă pe lumea asta sunt sentimentele și sentimentele, de fapt, sunt rațiune. Credință. Misticul asta face... Da, asta e cale de răspunsurile, se par, știi? Da. Aia e cu aia, știi? Exact, asta vreau să zic. În momentul în care tu ai de-a face cu o lume care nu respectă, da, legile fizice, de exemplu, când singurul instrument pe care îl ai de a cunoaște lumea cealaltă este credința, da? Rațiunea nu este suficientă. Nu știi pe acolo... Dar de ce nu este suficient? E cealaltă, e ceva diferit. Dar ideea e, dacă chiar o cunoști, nu de atac, nu facem dezbatere, dar oare chiar o cunoști? Eu nu simpatizez direcția asta. Deși na, eu, ce zice, de exemplu, un tip da, de răspuns. Da. Vreau să contrastez, da. El spune așa, domne, din paharul ăsta nu poate să iasă decât 100 de mililitri de suc lichid de ciofi. Cu rațiunea poți să concepi lucrul ăsta. Acolo... Nu e adevărat, poate, chestia asta. Din asta poate să iasă un infinit de Coca-Cola. Da. Din paharul ăsta. Dar ce mă miră e... Poți să transformi în vin. Poți să transformi în vin Coca-Cola. Exact. Dar ce mă miră pe mine este cum știi că alea-s limitele poveștii despre lumea cealaltă. Adică de ce nu-ți imaginezi o infinitate de variante? Păi poți să-ți imaginezi. Nu, știi că sunt față. Ai niște de-astea de epistemice, niște exigențe și uite, religia nu ți le... Da, creștinismul îți impune un anumit tip de credință, un anumit tip de credință, dar islamul altfel,
budismul cu totul altfel. Eu aș vrea să îi aplici aceste credințe acelor lucruri. Însă pe pământ aici, da? Nu lucrezi cu credințe din astea. Dom'le, ca să fac o casă, trebuie să, nu știu, aștept să se transforme apa și nisipul singure în casă. Da. Da? Pui mâna și bagi lopata și faci treabă. Nu aplici o rațiune. Dom'le, atâta apă, atâta adică, nisip, atâta cine. Adică îți dă, dar nu-ți bagă întreagă. El folosește asta ca să-ți faulteze partea de miracole și de... Păi da, știu că de adică asta... Adică o să zic că nu există partea a doua. Există doar partea întâi, știi? Nu există nici mers pe apă, nu există... Nu aș fi încercat să contracarez altfel. Deci asta poate fi un timp de răspuns. Dom'le, uite, nu avem acces la absolut prin rațiune, avem prin intuiție, dacă vrei, prin alte chestii. Da, nu e... Dar poți să spune, uite, Biblia e o carte, știi, o... folosești rațiunea, știi, când tu citești niște capitole pe acolo, îți folosești rațiunea. Când vorbesc ea cu Dumnezeu sau nu știu, tot își folosește, adică pe ce aș insista? Uite, aș spune asta, că se folosește rațiunea. Ok, nu-ți bifează, nu știu ce exigențe de filozofia științei, metodologice, nu știu, dar tu folosești rațiunea. Și un mistic când comunică, nu știu. El folosește rațiunea, știi, zice în latină, nu știu ce, tu înțelegi, deci nu e chiar așa. Și stilul ăsta de contraatac l-aș folosi și pentru alea cu mântria, știi, cu... din capitol. Nu știu, chiar așa sunt ăștia, sunt... umilința, ce vreau să zici cu umilința? Păi poate o chestie bună să știi limitele și că oamenii religioși sunt umili, știi? Deci de ce ar fi? Că îți dă senzația asta ăla, că sunt niște bolnavi. Ăla e un loc în care și mie mi se pare că s-a întins prea departe, da, pentru referitor la umilință. Da, stima de sine trebuie să fie drive-ul pentru care acționezi în mod real. Satisfacere. Da, dorința. Găsi în scriptură chestii în care Dumnezeu admiră pe Iov, că înțelegi? Asta, și asta o critică și mai generală la Andrean. Mă, e sigur că ai lucrat cu materialul clientului, știi? Mă, întrebarea ar fi, e sigur că tu lucrezi cu același material? Cam asta ar fi ideea. Și da, nu cred. Deci din punctul ăsta de vedere, eu nu cred că Rand a fost și asta. E poate și cel mai puternic contraargument pe care am putea să îl aducem împotriva lui Rand. Nu a fost. Nu a fost destul de disciplinată ca un Peterson sau ca alții că mai, de mai târziu ca să treacă prin, sau ca Rothbard, de altfel, dar ca să poată să treacă prin toate interpretările posibile să facă. Și dovadă, apropo, asta e cartea Virtutea așa, asta e cartea lui Peterson despre chestia Unii asta. Unii vorbesc mai mult. Da. Încă o și uite ăla ce ziceam eu, o chestie într-adevăr complexă, cu diagrame, cu chestii. Ideea este că, de exemplu, Brandon aici vorbește faptul că misticii se ocupă cu sentimentul. Fals, complet fals. Deci pentru mistici, pentru mistici creștini, sentimentul era un fel de patimă, da? Chestii pasionale, n-aveau ce căuta în religie. Rațiunea era virtutea supremă, a dreapta socoteala. Stai. O numeau ei. Stai, eu cred că orice afect al inimii era văzut ca rău, că a venit de la diavol și trebuie să fii foarte, foarte atent cu efuziunile astea. Mie mi se pare că el aici se referă, nu știu dacă a zis sentimente, mi se pare că se referă la senzații. Nu. Zice? Da. Atunci să-i fie rușine. Nu, e chestia, domnule, dacă gândește cum zicem și noi de socialism, dacă e atât de evident că e o prostie, de ce îl mai susține lumea? Și răspunsul poate fi ăsta, păi e atașat sentimental sau dezvoltă anumite, ajut săracii, nu știu ce, știi? La fel și cu religia, știi? La fel gândesc și ei. Dom'le, dacă religia asta chiar e o chestie falsă de la... Da. Citez. Un mistic este un om care își tratează sentimentele ca unelte ale cunoașterii. Da, dar feelings, poți să-i zici și senzații. Da, aici, știi, nu e neapărat sentimente. Uite, de exemplu, stăteam... Feelings. Stăteam... Yes. Da. Așa. Exact. Numai că asta încerc să spun, că aici e o problemă semantică. Noi promenește avem. Deci, să zicem așa, că stăteam de vorbă cu
cineva mai de mult despre epistemologie și eu aveam, puneam întrebarea care îmi place mie foarte mult să o pun. Cum știm că, că ceva e adevărat? Da, cum știm că ceva e adevărat? Și răspunsul a venit înapoi foarte nonșalant și tranșant. Păi știu pentru că cred că e adevărat. Bine, dar de ce crezi că e adevărat? Pentru că așa simt că e adevărat. Deci aici vorbeam de o persoană care era foarte, ceea ce ar fi cuvântul de astăzi folosit spirituală, dar nu neapărat în sens creștin. Ok. Zicea? Scuze că... Deci răspunsul era de unde știm că e adevărat? Păi cred că e adevărat. Zic, păi da, dar de ce crezi că e adevărat? Pentru că așa simt că e adevărat. Adică noi am spune-o... Trebuie să-și pe eu nu simt, nu știu cum fac să nu, dar nu mai era... Nu mai era nevoie mai departe. Adică aici când se face referință la feelings din astea, eu cred că mai degrabă despre o chestie de genul ăsta se vorbește. La noi ar fi răspunsul și cred că e adevărat, deci ar fi pe bază de credință, dar ei folosesc I feel that it's true. Nu, Gabi ți-a răspuns, a zis că inclusiv sentimentele erau văzute ca ceva care întunecă vederea, credeau în rațiune, deci nu sunt chiar așa, știi? La fel când zici, păi a fost o chestie cu inchiziția și îi omorau pe aia, știi? Și vin răspunsuri, nu, creștinismul a stat la baza drepturilor naturale. Vin din Toma, vin din nu știu cine, din dreptul canonic. Sunt convins că Indra nu se gândește, știi, la partea asta revizionistă. Sunt de acord că nu se gândește la partea asta, dacă e să o psihanalizăm pe Ayn Rand, dar putea spune în felul următor, că ea a fost poate foarte puternic marcată de felul în care unii oameni din viața ei au pus botul, că alt cuvânt nu pot să spun, la justificările filozofice în spatele revoluției bolșevice, da? Care probabil a tranșat, a mers la vremea respectivă, noi nu știm, nu avem acces, dar a mers la vremea respectivă pe ajutor pentru fratele tău, toți suntem oameni, ne avem ca frații, mai departe, a fugit de acolo în vest în matca capitalistă, dar acolo a dat de protestantism care ne ajutăm între noi, ne avem ca frații, trebuie să ne sacrificăm pentru alții și când vede același sistem o să zică, păi da, normal, că dacă vine comunismul aici și doar face pâc, îl adoptă toți fără niciun fel de că nu există un antibiotic, un anticorp. Da, e posibil, da. De asta dacă ar fi să o analizăm. Da. Și e clar că anumite abordări sunt într-adevăr superficiale, dar aici trebuie să te gândești și tu că Ayn Rand, de exemplu, când se ceartă, sau de fapt Brandon, de exemplu, aici nu avem pe Rand, da? Brandon, când se ceartă cu misticismul, se ceartă cu misticismul du jour. Nu se preocupă de istorie, da, de fapt s-au fundamentat drepturile omului. E narațiunea iluministă, știi? Narațiunea iluministă. Lui nu era se... un Voltaire, ce e ăla un călugăr? Unul care stă oana și ia o să descuzi pe zi. Deci asta era atitudinea, știi? De... Antii ne-au ținut în beznă, știi? Atâta timp, știi? Sunt ticăloși, sunt... Din ce știu eu, nu se revendică. Seamănă, dar nu se revendică de la narațiunea iluministă. Ei. Pe partea asta da. Pe partea asta da. Eu iluminat. Adică seamănă ideile, dar ei nu se revendică drept apartenenți la iluminism. Nu s-au revendicat ca apartenenți la nimic, pentru că au făcut o chestie. Da, nu, cred că și da. Da. Mm. Sunt cu asta în care știința ne scoate din... Asta așa. Postmodern sigur nu sunt, dar sunt pe filiera asta, religia ne-a ținut în asta și noi încercăm. Dar Rand s-ar fi vaccinat. Da, eu întreb. Da, că sunt prezente ambele forțe, știi. Alte... Nu, poate cu AstraZeneca, știi. Să zicem, lucrurile care nu sunt de acord, știi. Este o virtute de a renunța la propria minte, dar este un păcat să o utilizezi. O virtute... Aia este simplu, e de la crede și nu cerceta.
crede și nu cerceta, presupune lor, că e o virtute în să apărarea renunți lor, la facultățile astea tale. Astea sunt culpabilizarea bogaților și ce mai e pe acolo, deci e. Sunt răspândite. Ilda talanților pro-capitalistă o zice, ne-am spus și o mai încep noi, știi? Nu e așa de s-a dus, da, domne, pilda ta, că așa eram, trăiam în libertarieni, deci așa. Nu, nu. Aia e faza ce aia, culpabilizarea aia, știi, care, că ești... Da. Da. Care nu poate să treacă prin prechile acului. Este un o virtute să îți omori carnea, dar este un păcat să muncești și să acționezi. Nu știu, nu mai știu unde scrie chestia asta că e o virtute să-ți omori carnea. Mortify the flesh. Da. Deci un fel de să ții post, probabil, chestia genul ăsta. Să... Trebuie să mai ții și post. Asta să știe. Păi n-ai văzut că... Adică acum... și rațional e. Da, bine rațional. Acum sunt o felul de diete din astea. Da, intermittent așa. Fasting, da. Figuri. Da. Bine, răspunsul religios e că, scuze, e că investești dincolo, știi? Bați cu vederea dincolo, asta e o trecere, așa, e o aflare întreabă. Iar, cel puțin, cultura ortodoxă, avem separarea asta între folosirea rațiunii pentru lucrurile pământești și credința pentru lucrurile de dincolo, dar și, cum să zic, evitarea fenomenul ăsta care e des întâlnit la protestanți, și anume hai să câte dovezi în lumea catolică, cred. Câte dovezi există câte dovezi avem pentru existența lui Dumnezeu. Să chinuie unii să dovedească existența lui Dumnezeu. Când pur și simplu dacă ai dovedi lucrul ăsta, ai terminat cu mântuirea. Deci, tocmai asta e efortul unui creștin. Trebuie să creadă. Da? Pentru că atunci ar fi... Care, dacă știi că, dar dacă știi că există Dumnezeu, dar vine Dumnezeu să pune aici și zic, eu sunt, gata, uitați-vă, așa sunt. Și vezi, doamne, după aia faci de... La revedere, ai terminat-o cu creștinismul. E o credință, da? De ce? Ai un risc. Nu. Îți ai un merit, ceva. Nu, sunt oameni care, nu știu, credincioși, care au aceleași patime, aceleași drame. Nu e. Și crede că există Dumnezeu, deci nu... Crede, nu se pune la că n-are probe și e... Dar nu crede destul. Nu. Da, pe asta vreau să zic, că e, problema nu e epistem. Gabi ar zice, păi stai că nu știe suficient, poate e, nu. Dacă vine Dumnezeu, gata. Nu, poate să vină și Dumnezeu și tot o să aibă aceleași prețiuni. Păi, da, spun da. Ceva de băut, Doamne. Da, nu, asta spun. Spun că în momentul în care știi, cum știi tu că avem pahar pe masă, s-a încheiat cu... Păi da, nu crede, nu crede chiar așa. Nu. Nu. Da, cam așa crede. Da, aici... Da, e o discuție milenară asta. Eu zic că a fost o fentă, o chestie greșită, știi, să o iei pe calea asta. Stai că asta e cu credința asta. Păi stai că e și rațiunea tot de la Dumnezeu. E ca și mai apărea parșiv, știi, că încerci să te imunizezi. Păi uite, te-am prins cu nu știu ce. A, nu, că aia e cu credința, n-ai cum să mă faultezi acolo. O poziție să zici, nu, rațiunea e de la Dumnezeu, o folosești cu... Știi, ea și folosește-o bine. Da. Uite, mă gândesc, deci da. Admit fragilitatea mărturilor sau nu știu ce, da, poate nu e, poate e, poate nu știu, știi? Da, aia ar fi într-adevăr o poziție conciliatorie. Am mai zis-o noi în alt moment și în alt context și în altă formă. Mi se pare că ideea asta de credință nu exclude folosirea, mă rog, a rațiunii. În sensul în care, nu cred că am zis-o de curând, deci, tu ce ai? Ai niște valori venite de la o autoritate superioară. Și tu le faci pentru că e o autoritate superioară sau pentru că crezi că e binele sau poți să și cauți... Asta întreb eu aici. Poți să și cauți să înțelegi de ce binele ăla este binele? Și atunci, dacă... cauți să înțelegi, după aia nu mai poți să-ți vină cineva cu revelații mincinoase. Dumnezeu le-a dat pentru că sunt bune, nu invers, sunt bune pentru că le-a dat Dumnezeu. Hai să vedem, da, e cam așa, da. Nu, dar asta întreb, știi că dacă, deci mie mi se pare că nu se exclud, nu știu, poate trăiesc eu într-o super disonanță, da? Cred că e o formă se întâmplă. De umilință, știi, față de Dumnezeu, știi? În timp ce poziția libertariană, uite, Dumnezeu, dacă omoară un nevinovat, înseamnă a comis o agresiune, știi?
Păi, a comis o agresiune. Da, numai că credința adevărată ți-ar zice că n-ar omor una. E voia lui Dumnezeu? Ce voie, frate? Nu, dar nu s-ar întâmpla. Nouă credința ar zice că nu s-ar întâmpla chestia. Nu, doar că noi nu înțelegem. Că nu ar putea fi și argumente de alea. E Dumnezeu, știi? Păi da. Ce știi tu cu mintea ta? Păi cu mintea ta mea limitată, bineînțeles că nu e bine. Da, întreb de ce. Păi da, dar nu vezi că e limitată? Cum n-ai umilitatea să ai încredere în Dumnezeu? Da, voi n-aveți. Stai că voiam să zic o chestie, că după aia se fuge din... E o mică critică la adresa, mă rog, persoanelor credincioși. Deci, nouă ne place foarte mult să căutăm adevărul. Și în discuția asta s-a vorbit nu despre adevăr. Mi se pare că foarte mulți credincioși uită să respecte omul de lângă, așa, o discuție libertariană, uită să respecte omul de lângă din cauza că zic că ei sunt în legătură, sau mă rog, judecata omului de lângă. Din cauza că zic, eu sunt în legătură cu o autoritate superioară. Cu toate că autoritatea superioară i-a zis, iubește-ți aproapele ca pe tine. Sunt mulți care riscă să... E un pericol moral. Și să zică, de ce fac chestiile astea? Pentru că Dumnezeu a zis. Și vine și îți impune chestii. Nu, înțelegi? Poate fi și el un bolnav și folosește benchmark-ul ăsta să te falteze, știi? Să spune un ideal de ăsta. Dar acum, nu știu, noi comparăm niște medii. Chiar sunt așa creștinii, poate să mai... Buni. Și decât ei alt... non-creștini. Dacă e niște grupuri, să vezi că... Uite, apropo de Brandon. Asta. Let's go. Vezi și discuția Brandon, ce era aia, cuvanta aia. Discuțiile din America, știi? Războiul cultural. Uite, leftismul a dus la degenerare. Nu știu, era mai bine dacă era lumea conservatoare. Dacă e adevărat că era mai bine, dacă era lumea conservatoare, e falsifică ipoteza lui Brandon, știi? Încă spune că religia te nebunește, da, te... Da, care religia aia care are preoți gay sau aia care acceptă căsătoria în biserică sau aia care religie? Că asta e ideea, că de asta și spun că ei se confruntau acolo cu o altă față a creștinismului. Cred că le zice și de aia cu gay, știi, de oricare, că oricum le pune în... Dar întrebarea este... Uite, avem o operaționalizăm niște variabile, știi? Avem ipoteza lui, a fost că religia te face... Ok, hai să vedem. Luăm pe aia și pe aia, două grupuri, vedem. Cumpărăm niște medici, știi? Iarăși te întreb care religie. Dacă e să strâng, poți să trag la aia musulmană. Și... Da, de la în vedere și da, pot spune că... Legat de sănătatea mentală. El spune că există un conflict între necesitatea de a supraviețui și cerințele moralității. Atunci, cum în moralitatea randiană nu avem niciun conflict, că cea mai mare valoare în randianism este viața, în celelalte avem aceste conflicte și deci avem probleme. Este viața omului ca om. Da. Avem aceste conflicte în mintea omului și deci sănătatea mentală este perturbată. Societatea curentă în care trăia Ayn Rand. Nu mai, uite, acum dacă e să luăm așa, ce spune în felul următor. Adică am stabilit în capitolul precedent că rațiunea și gândirea sunt mijloacele prin care omul supraviețuiește. Omul cunoaște de ce supraviețuiește, pentru că așa cunoaște realitatea, așa integrează realitatea din jur. Da? Și venim la prima aia, cu crede și nu cerceta. Sau ascultă de cuvântul meu că așa e mai bine. Am înțeles răspunsul tău. Aia este pentru un alt plan al existenței, nu pentru existența curentă. Dar dacă disocierea asta nu se face în mod expres și avem, de exemplu, religie, cum sunt protestanții care vor să aducă raiul pe pământ, cum sunt
unii dintre catolici care tot așa au avut aceleași apucături, acolo e clar în, e clar că sunt, că sunt în conflict. De asemenea, e interesant faptul că unele, tot așa unii din sfera asta vorbitoare de limba engleză, nu i-aș numi neapărat protestanți, că habar n-am în ce cred ei, de dar ai vorbit și tu despre ei, unii în dorința lor de a demonstra existența unui Dumnezeu, de a o demonstra, da, așa, spun de genul că rațiunea asta pe care o avem noi în teoriile de whatever, teoria evoluției sau teoria Big Bang-ului sau ce mai punem pe acolo, legile fizice, de exemplu, sunt de fapt tot o credință. Adică le pun pe același nivel. Faptul că noi avem procesul științific care nu-ți poate da un adevăr de 100%, decât ăla dedus, dar neavând premize care sunt 100%, și deducția în sine suferă la fel. Ce mă refer, la ce mă refer spun în chestia asta? La faptul că toate lucrurile au stat așa până acum, e o indicație foarte bună. Când spun că toate lucrurile, mă refer la legile fizice, gravitație, faptul că materia e consistentă, că nu-și schimbă starea așa on a whim, probleme de genul ăsta, da, care sunt la de fundamentele fizicii, da? Faptul că toate lucrurile au stat așa până acum e un indicator bun că așa vor sta și de acum înainte, dar nu ai certitudinea de 100%. Pur și simplu nu poți să o extragi din, prin orice fel de metodologie, nu poți să o extragi de 100%. Și ei zic, păi nu, că voi ca să ajungeți la 100%, și e adevărat că unii oameni care nu înțeleg efectiv procesul ăsta de asimilare a cunoștințelor și de fundamentare a cunoștințelor, practic, chiar așa sunt. Ăștia au fost științiști din pandemie, da? Dacă a zis Fauci că alea nu a fost gain of function research, păi n-a fost gain of function research, fratele meu. De ce? Că a zis Fauci. Cine-i Fauci? Cum cine-i Fauci? Da? Ale preot. Adică au existat, ideea e că există foarte, că această critică a lor e întemeiat pentru, e întemeiat pentru unii, dar cum să spun, e întemeiată atunci când discuți persoane, nu atunci când discuți principii. De exemplu, și eu aș putea spune despre Brandon aici că, deși sunt de acord cu unele dintre lucrurile pe care le pune cap la cap în capitolul ăsta, felul în care le pune cap la cap nu-mi place de niciun fel, în sensul că nu mi se pare că lucrează cu aceeași unitate de măsură, și de asemenea pot spune că nici el însuși nu a fost foarte, deci chiar dacă are o idee acolo spre finalul capitolului pe care și eu am spus-o de nenumărate ori, el o spune din invidie. Adică eu nu știu, asta e impresia mea, că el o spune din invidie. Faptul că psihologii sunt responsabili pentru menținerea lumii într-o stare de ignoranță, pentru că ei refuză să învețe pe oameni filozofie. Practic, când vine omul care își dă seama, când vine omul la psiholog, omul își dă seama că el e puțin strunit, puțin deranjat de felul în care s-au așezat lucrurile în viața lui, psihologul în sine, prioritatea lui principală nu este să repare omul respectiv, adică să-l repare cum mai lua un, presupunând că omul ar fi un mecanism, e mult spus, dar presupunând că omul ar fi, cum repari un ceas, da? Îl desfaci și îl pui înapoi să meargă cum trebuie, da? Ei nu fac chestia asta, în niciun caz nu intră în lucrurile foarte adânci și foarte fundamentale, și motivul pentru care nu fac asta l-am înțeles într-un final, dar mi se pare că lumea ar trebui să știe chestia asta când merge la, când merge la psiholog. Motivul pentru care nu fac asta este că nu ai de unde să știi peste ce
o să folosesc acum un cuvânt din partea aia a spectrului, peste ce demon dai în mintea omului, peste ce traume dai și dacă scoți o traumă la lumină cu care el nu e în stare să se confrunte, riști să zboare. Nu împărtășesc viziunea lui, știi? Nu, dar omul în sine, dacă tu îi scoți... Simbolul care vede regia ca o chestie care decalmează-te, nu știu ce, ce... Deci, sau e credincios, el ce să te vindece? Mm-hmm. Că el nu vede aia ca pe o... Nu, nu, dar scopul... Iluzie nu, care... Nu, nu, dar nu e vorba de asta. E vorba de faptul că scopul psihologului nu este neapărat să vindece omul, ci să îl readucă într-o stare funcțională. Cred că e cam același. Nu e, nu. Din contră, nu e același lucru. Că tot pierde ulei. Exact. Fizea de-a lui se pare că a văzut sursa, știi? De unde picură benzina, știi? A văzut nu, cred că aici... religia care da, știi, costă, te-a terminat. Costă. Da. Bătaia cu demonie, trebuie să demontezi toată mașinăria, trebuie să... Nu, că lași aia, să lași. Purge pe tine, frige, nu. Nu, poate are ceva asta de ce... Asta este ceea ce spune Brandon, că sunt lași ăia. Eu am testat și uite, am vindecat-o pe eu nu, sunt 100, eu nu sunt 100% sigur că sunt lașă. Ea eram la un moment dat când nu gândisem lucrurile până la capăt și cred că pur și simplu e vorba de mai întâi să nu faci rău. Mai întâi să te asiguri că ceea ce faci nu va face un rău mai mare. Bine, în apărarea lui e că nu-l, că diagnosticul lui ar fi corect, nu-l rezolvi pe ăla, nu-l vindeci. Nu-l faci funcțional, să zicem, știi? Ori el e convins că asta e problema, știi? Altruism. Da. Mă rog, ce m-a încurcat pe mine la ce a zis el aici a fost că... Mă rog, poate n-a zis-o destul de explicit, poate n-am înțeles eu, dar zicea că nu ai valori de astea pe care să le iei din povești etice, din vreo religie, pentru că omul trebuie să le găsească rațional. Mie mi se pare că asta deschide ușa la tot felul de abuzuri din astea, de care de obicei curentul randian e învinuit. Că poți să găsești, că poți să faci nu știu ce, abuzuri, agresiuni eventual. Astea sunt cuvintele mele din partea libertariană. Și zici, păi am găsit valorile. Eu pot să fac cu tare și cu tare, e bun pentru supraviețuire. Chiar și pe termen lung, șansele mele sunt ok, rațional, sunt coerent și trag tare pe chestiile astea. Mie mi se pare că ai părți de cunoaștere care poate să-ți vină din... poftim ancestral, poate să-ți vină din povești sau poți să le și cauți cu rațiunea. Și practic o să vezi că ai un set de valori. Zice undeva, zice că pulsiunile omului sunt naturale și ca să fie coerent trebuie să nu vină alții cu povești. Da, dacă pe mine mă enervează un om doar că a spus niște cuvinte și pulsiunea mea este să-i trag o palmă, am niște valori în spate, cu treaba mea cum am ajuns la ele, rațional sau că mi-a zis o carte mai de sus sau mai de jos. Și mă abțin și zic stai, nu fac agresiuni, cuvintele nu sunt provocări, nu sunt violență și atunci mi se pare că contează să analizezi cu rațiunea și poveștile astea, nu să iei doar așa partea. Da, mă rog, poate el nu l-am înțeles. El nu crede, uite, el nu e Peterson, știi? El nu crede că, uite, puteai avea o poziție de-asta. Doamne, dacă funcționează, nici mai contează ce cred oamenii. Dacă alea oamenii sunt mai buni, sunt mai nu știu. El zice, nu, alea sunt niște prostii. Știți, ia Avramă, îi cere Dumnezeu, nu știu ce, să-și omoare. Tu așa faci educație. Da, come on. No. Sau Iov, știi, chine, om, n-avea nicio treabă, știi, să trezește. Da, pierd. Bun. Doar nu vreți să știi. Adică chiar nu știi prea știi. Trebuie vorbit cu șeful. Da. Andrei nu l-a chinuit, l-a lăsat pe diavol să-l chinuiască, ea l-a îngăduit pe diavol. Da, din punctul de vedere al unei ființe atotputernice se trage chestia aia, știi? Da, pe de alt. Și de ce se trage? Cum de s-a de permis așa ceva? De ce se trage? Pentru că te aștepți sau pentru că din...
morală altruistă, spune așa, dacă poți, și asta o, e, să zicem că n-are neapărat legătură cu creștinismul, da, dar morală altruistă, așa cum o înțelege toată lumea, este dacă poți să oprești un rău, oprește-l. Corect? Dumnezeu fiind atot puternic, putea să, poate să oprească orice. Da, adevărat. Deci e cumva pe litera acestei morale pentru care Dumnezeu ajunge să fie responsabil de chinurile lui Iov, nu pe cealaltă. Povestea asta acum nu o știu și mi-e rușine că comentez așa ușor, dar te gândești, păi l-a încercat. Da? Păi da, stai puțin, tu îmi dai niște lucruri, deci lași o forță, e ca statul. Hai să vedem câte prostii poate să facă statul, câte putem să ducem și să mai credem în el. Sau invers, da? Nu l-a încercat, mi se pare Dumnezeu nu-l încearcă, Dumnezeu are încredere în Iov, nu-l încearcă el. Păi nu-l încearcă, dar i-a permis să fie... Nu? L-a permis să fie... Așa e, da. Să fie chinuit. Vine dracul la Dumnezeu, știi ce zice? Iată că dacă eu omor oile, se leapă de tine. Dacă eu omor copii, se leapă de tine. Și diavolul subestimează ființa umană mult prea mult, știi? Cred că de-aia nici nu iese mereu, știi? Oricum vine le învinge. Adică e un fel de pesedist așa, dă niște ulei gata, da. A zice totuși să și punctăm punctele astea din alea 4-5 câte sunt aici. Și zice așa, deci primul... Dacă le-am criticat până acum la cele mai punctând, păi, tocmai de asta, că le-am criticat până acum, okay. Măcar să știe lumea despre ce am vorbit. Deci primul lucru spune el așa, dar e foarte dezlănat din punctul ăsta de vedere și mi se pare că stilul e foarte diferit de al lui Rand. Dacă Rand scrie, logic și așezat, la el e foarte multă... Scrie frumos, scrie provocator, foarte multă retorică, scrie da. Clar, știi, da. Scrie. Bun, unu, spune așa că... să zicem, supraviețuirea, maintenance of his life, aici e iarăși, e viață ca o om, e puțin mai mult decât supraviețuirea, și obținerea respectului de sine cer de la om exercițiu total al rațiunii sale, un exercițiu complet al rațiunii sale, dar în moralitatea sunt oamenii învățați, se așează și are nevoie de credință, nu de rațiune. Asta ar fi fost prima, să zicem, propoziție pe care o dă, frază pe care o numerotează el aici. Al doilea ar fi că nevoia omului de încredere în sine creează nevoia de un simț al controlului asupra realității, dar niciun control nu este posibil într-un univers în care, prin propria concesie, sunt conținute lucrurile supranaturale, miraculoase, lipsite de cauză. Un univers în care un om este la cheremul demonilor și al fantomelor, în care un om trebuie să se confrunte nu cu ceea ce nu este știut, ci cu ceea ce nu poate fi știut. Niciun control nu e posibil dacă omul își face un plan, dar o fantomă este cea care acționează. Adică omul poate să planifice, dar fantoma poate să acționeze. Nu este posibil controlul într-un univers care e o casă bântuită. Asta ar fi al doilea. Al treilea lucru spune așa că viața asta și respect de sine cer ca obiectul și preocupările conștiinței omului să fie realitatea și acest pământ, dar iarăși moralitatea la care face el referință, asta este și că și face referință la o moralitate abstractă pe care nu o definește. Asta e de fapt problema cea mai mare al lui Brandon, că nu, de fapt și al lui Rand, că nu definește moral. E o moralitate du jour, care poate să stea în spatele, uite, de exemplu. Poate să bate cu toate moralitățile. Da și nu, din punctul ăsta de vedere, majoritatea propunerilor
etice presupun un fel de sacrificiu de sine. Pe de altă parte, așa cum am zis la începutul emisiunii, e extrem de posibil ca toate aceste povești să fi fost la un moment dat distorsionate, pentru că, de exemplu, și noi în economie, da, spunem așa, că sacrificăm consumul prezent pentru consumul viitor, dar ăla nu este un sacrificiu per se, cel puțin nu consum. În sens randian, nu e. Nu e un sacrificiu exact, nu e, nu știu dacă e în sens randian, pentru că mi se pare că Brandon dă definiția sacrificiului interes, aici. Iar interesul tău e la pe termen lung. Exact. Faptul că tu n-ai mai mâncat un croissant ăla nu e sacrificiu. Exact. Ci e un act egoist. Exact. În două valori, una mai mare și una mai mică. Dacă sacrifici o valoare mai mică pentru o valoare mai mare a ta, nu e sacrificiu. Din punctul de vedere randian, dar randian. Până și tu ai folosit cuvântul sacrificiu, vorbind de chestia asta, da. Adică nu, da, e vorba și zis, de... Nu e potrivită... Da. Bun. Ok, revenind la asta, spuneam că preocuparea și așa conștiinței umane trebuie să fie realitatea și acest pământ, dar moralitatea, sunt oameni învățați, consistă din a nu te preocupa de lumea asta de aici și de acum, care ți este disponibilă de a o privi, de a o percepe cu simțurile, ci să contemplezi o realitate diferită și mai mare, un pământ, un ținut care este inaccesibil rațiunii și incomunicabil în limbaj, dar care poate fi accesat prin revelație, prin procese speciale dialectice sau prin acel fel superior de a fi, de a luciditate, de a exista, luciditate intelectuală, numit de către budiștii zen ca fiind fără minte, mă rog. Sau prin moarte. Da, aici el spune și de ipocrizia acestor moraliști. Ok, deci trebuie să dai oamenilor săraci o parte din ceea ce deții. Dar cu cât dai mai mult, cu atât mai bine. Iar dacă mergi la extrem, știi, trebuie să dai tot și să nu mănânci și să mori într-un. Da, numindu-se aplicarea principiului. Aplicarea principiului, da. Așa. Dacă tot trebuie să dai. Sau... Nu că primești din alții, de ce trebuie să mori? Ok, dai tot, dar ține pe partea alaltă. Să zicem, dacă vine. Dacă nu vine, nu trebuie să spui nimic. Nu că e universal da, îndemnul. Da, dacă nu vine, nu poți să te plângi. Dar putea să vină chestii mai mișto decât... Și de aia spune, domne, chiar și unii moraliști spun, domne, nimeni nu merge, nu face, nu aplică principiul într-o extremă așa de mare. Omul mai și trăiește, dăm și noi acolo cât putem, cât ne simțim bine. Și el spune, domne, asta e o ipocrizie. Stați într-o relativitate care declanșează probleme de sănătate mentală, da? Câteodată te învinovățești prea tare, bă, n-am dat săptămâna asta la săraci sau... Stai tot timpul un sentiment de vinovăție, de hai să mai dăm difuziuni din astea, atunci îi le aplică, cum ar veni, acest diagnostic de bolnavie. E curată critica, să știi, pentru cineva care ar merge... fix pe dăi tot și nu știi. Zice, a, păi am zis la mișto, nu-i chiar așa. Păi de ce nici chiar așa? Dacă asta e norma... Răspunsul pentru care nu e chiar așa, zace iarăși în caveatul pe care o spuneam eu aici, unele povești își pierd nuanța din timp. Dacă vreți să vedeți pe view cum unele povești își pierd nuanța, spre exemplu, noi săptămâna trecută discutam de viața omului ca om ca fiind standardul eticii obiectiviste. Da, astăzi de 2-3 ori i-ați auzit pe Alex și pe Gabi referindu-se la supraviețuire. A trebuit să-i corectez pe fiecare în parte. În felul ăsta își pierd nuanța poveștile spuse oral. Exact în felul ăsta. Bun, la 4 spune așa că viața și propria credință în sine au nevoie ca omul să se mândrească cu puterea sa de a... sau nu să se mândrească, să fie mândru de puterea sa de a gândi și de puterea sa de a trăi. Dar mândria este un păcat
Și mai mult, mândria intelectuală ar reprezenta un păcat mai mare. Virtutea începe, sunt oamenii învățați cu umilitate și cu recunoașterea stării de neajutorare în care, în care se află de fapt mintea lor impotentă. Aici, aici mi se pare că s-a întins un pic mai, un pic mai departe, deși, într-adevăr, la vremea respectivă, morala clasică era foarte mult și mai ales în societatea vorbitoare de limbă engleză, mai predominant în Marea Britanie decât în America, dar era trasă și acolo. O umilitate ca valoare primordială, adică nu contează tu că ești bun la scrimă sau la ceva, trebuie să fii umil, să spui că și atunci când iei, iei primul loc, de fapt educația spunea, iei locul întâi la un concurs de scrimă, educația spunea că am avut noroc, nu mi se datorează cu adevărat. Nu, eu am construit asta. Și mama, mulțumesc tată, exact. Ai investit în mine. O umilitate din asta falsă, care e... care se, nu știu, pe ei deranjează foarte mult. Da, da, da. Inclusiv pe Rand. Ce mă deranjează pe mine? Că, într-adevăr, de-a lungul timpului, lucrurile astea au fost impuse. Trebuie să faci. Când dacă o vezi că are o valoare, comportamentul, exact, și îl faci tu, să vezi că e bine uneori să te împăunezi aiurea. Că, până la urmă... Asta este o altă nuanță care s-a pierdut, yes, pentru că varianta cealaltă în care vrem să fim siguri că toată lumea, că vrem să fim siguri că nu se împăunează nimeni aiurea, este, păi hai să-i faci, să învățăm pe toți să facă mereu opusul și atunci sigur nu o să scape unul. Că... Nu, ține de natura științei, știi, conștiința limitelor. Ține și iau un point, știi, că... Nici să te duci să nu mai fii mândru de nimic. E, și al cincilea este că viața și propria încredere, respect în sine, au, cer de la om să fie loial propriilor valori, să-și fie loial propriei minți și judecății propriei minți, să-și fie loial propriei veți. Dar esența moralității, sunt oamenii învățați, consistă din sacrificiu de sine, sacrificiu minții unuia către o autoritate mai mare și sacrificiu valorilor unuia către cine are nevoie de ele, către oricine altcineva ar avea nevoie de ele. Cred că astea sunt, nu? Erau doar 5. Da. Am tot combătut la ele, nu știu dacă e ceva în plus ce ar merita pus aici. Decât asta, că atunci când se apucă să definească sacrificiu, în termeni pur religioși, nici măcar asta e, că nici măcar în termeni pur religioși, ăla, sau, multe dintre lucrurile pe care ei le-ar considera sacrificii nu sunt sacrificii. Adică pentru oamenii care vor să țină post ca să ajungă în rai, nu știu, dau un exemplu. Nu, iau martirajul. Îi scot toți dinții din gură unuia. E un sacrificiu? Nu, pentru ăla nu e niciun sacrificiu. A făcut ce trebuie a făcut. Primește însutit. Corect. Și ce aș mai critica de asemenea, aș spune că, într-adevăr, abordarea lor asupra religiei, deși ei spun foarte din religie, spun foarte mult misticism și moralitatea, da, du jur, da, dar e clar că se referă la religie. Aici Rand fiind o atee militant, cum îi spune, militantă, da? A zice așa, că abordarea lor este una mult prea extremistă, în sensul în care spun tot ce s-a născut din această structură trebuie să fie greșită. Și asta mi se pare că e o presupunere pe care nu poți să o accepți decât
pe credință. Nu. On faith. Mergem la capitolul următor. Mm-hmm. Capitolul 3. Eticile... Da, revin la Ayn Rand cu etica urgenței. Da. O eticile urgenței. Etica urgențelor. Nu știu cum da, să... urgențelor. Cum să-i zic. Mi-aduce aminte de capitolul din cartea lui Michael Humer. Aha. Cu... Nu trăim într-o societate în care toată lumea e pe marginea prăpastiei, unul moare de foame, o unul să neacă. E bolnav de cancer, unul, niciunul nu e sănătos. Da? Trăim într-o lume normală și rare ori din când în când există persoane în pericol și etica care se aplică într-o societate, într-o situație normală și etica care se aplică într-o societate de urgență, într-o situație de urgență, sunt diferite. Adică una faci când... Aici mi se pare că... că nu se pronunță pe ce te faci în situații de urgență. Pentru capitolul e că nu sunt atât de reprezentative, pentru că ăsta, socialiștii așa au argumentat. Tot secolul 20, deci drowning child, copilul care se neacă, știi? Deci începem o discuție despre pensii. Da. Asta începe cu... Păi pensionarul care cade pe jos, cade pe... Ți alegeți un... Da, da, ți alege un caz ăsta. Deci... Pentru a salva acel posibil, poate că nu este niciun pensionar care să, un om bătrân care să pice din picioare de foame sau de o boală. Dar da, e posibil. Chiar dacă există, scuze, analiză da. Comparativ, ok, capitalismul, ca 3, dincolo 300, știi, deci tot analiză comparativă, dar îi folosesc asta de revoluția în permanență, socialiștii. Deci au, trăim într-o lume plină de catastrofe, pământul se termină în... sau nu știu cât e. Da. Dacă nu mai sunt catastrofe, le găsesc. Sunt! Tot timpul. Le găsesc, da. Tot timpul catastrofe. Stai tu liniștit. Așa, și atunci hai să facem deci, era o catastrofă, scuze, doar atâta. Era o catastrofă că se răcește pământul. Acum e o catastrofă că se încălzește. Acum nu mai e o catastrofă nici că se răcește, nici că se încălzește. E o catastrofă că variază. Deci, e și o catastrofă că unii nu au pronumele respectate. Da, deci se găsesc. Scuze, nu, nazism ar fi acolo catastrofa, de fapt. Deci pronumele da. Sunt... Ok, plecăm de la trei pronume, mi se pare o glumă, dar ajung. Deci, ceea ce aplicăm de obicei în situații de urgență, în cazuri izolate, vom generaliza în... mersul de zi cu zi al societății, vom aplica acele sisteme, da? Vom avea sistem de pensii, da? Vom lua cu bani de la care muncesc și vom da tuturor pensiuni, tuturor oamenilor bătrâni. Avem sistem de educație, cumva să nu pice vreun copil în afara sistemului de educație, pentru că va fi jale și amar. Ce va fi? Că uite, la pensii, care e imaginea care ți se transmite? Deci vezi toți pensionarii ca la pandemie, vezi căzuți pe stradă. Știi? Dacă nu ar exista pensii, asta e. Hai să luăm, nu mai avem educație de stat. Păi tinerea devin violenți. Deci o să ai crime, mergi tu 5 metri, iar altă Gangs crimă. Of New York, așa e educația, mai bine bagi banii în educație, mai închisori mai puține. Bine, e bine închizi mai de mici decât să-i închizi mai mari. Da? Eu aș spune că și aici... Bună, da. Ăsta este capitolul care, deși conține un lucru care mie îmi place foarte mult la Ayn Rand, ăsta e capitolul care sunt cel mai puțin de acord. Pentru că, din două motive. Unu, pentru că încearc să stabilească standarde duble pentru etică, cel puțin mie așa mi se pare. E adevărat că ea le leagă oarecum, rămâne coerentă, dar justificarea în sine mi se pare că e una utilitaristă și eu sunt de mult certat cu utilitarismul, am mai zis-o în trecut. Dacă vrei să dovedești orice, poți să folosești un argument de asta. Dacă zici utilitarist, te gândești la un lucru benefic pentru un număr mare, pe când ea nu zice niciodată pentru un număr mare de oameni. Ba da, și ea are pretenția că etica obiectivistă ar putea fi adoptat de toată lumea.
Și aici îți dă niște indicii despre cum îți spune etica, ce permite etica obiectivistă să faci și în situațiile de urgență. Ce aș remarca eu aici este că atunci când construiești o etică rațională, să spunem, da, că tot se mai vehiculează cuvântul ăsta în carte, atunci când construiești o etică rațională, ai nevoie de situații de tip lifeboat, de situații de tip de urgență. De ce? Tocmai ca să testezi principiile pe care ai încercat să le determini. Pentru că dacă nu se aplică și acolo, nu ai o etică. Da, exemplu clasic cu libertarienii și cu ai fura un dolar ca să salvezi pământul. Răspunsul e... Soluția lui Humor. Intuiționiste, cam intuiții diferite. O zice pe față. Deci Humor acceptă că intervin copilul care se neacă în scenariul ăla. Critica lui era că nu e reprezentativ de situația asta de urgență, nu e reprezentativ pentru welfare-ul american. Da, da, da. Problema, exact, și acum ca să reiau și partea cealaltă, problema cu socialiștii este alta. Ei că spun că există urgențe peste tot, dar ei zic într-o urgență trebuie să faci asta. Există urgențe peste tot, therefore trebuie să faci asta. Adică ei se joacă cu nivelul și fac totul o situație de urgență. Adică sunt oameni care iau etica așa cum se aplică ea în situațiile de urgență și maximizează situația de urgență ca să obțină ca să obțină comportamentul dorit de ei în celelalte cazuri. Și asta e o altă chestie pe care aș vrea să o discutăm. Nu am discutat-o absolut deloc în primul capitol. Și mi se pare că nu cred că ne învârtim la el, nu cred că o să ne învârtim lângă el până la final. De ce este o discuție despre etică foarte importantă? Că valorile etice cizelează omul. Pentru că omul în sine are înnăscută dorința de a fi bun. Aici am pus mari ghilimele în jurul de bun. Nu știu, dar atâta vreme și aici dorința asta de a fi bun aș putea o asemăna cu mecanismul ăla intern care îți dă sens în viață. Da. Dar e ceva, hai să zicem așa, e ceva născut în om care poate fi caracterizat prin dorința de a fi bun. Dacă tu poți să definești ceea ce e bun, obții controlul asupra acelui om. Acum luăm chestia asta, o extrapolăm la populații întregi și înțelegem de ce discuția este despre etică. Ce fac socialiștii de discutăm noi împotriva lor? Păi ei au făcut un argument etic. Spun că e bine să ai grijă de fratele tău. Și după aia, până în spate, bagă impunerea. Și după aia îți explică impunere. Ce înseamnă să ai grijă de fratele tău. Da. Să plătești taxele și să fie... Când vine vorba de bani, acolo devine mai clar, știi că așa, da. Și într-o societate capitalistă, da. Are grijă, da, poate, da. Și ca să fie înțeles, să facem și diferența acum în același context, ce spunem noi că e bun? Ca lucrurile să se întâmple voluntar. Oricare ar fi ele. Deci dacă aibă valoare. Da, dacă este un copil într-un ales sat... cineva. Din Suceava, care nu are acces la învățământ, da? În capitalism se duce cineva și îl sponsorizează pe acel copil. Soluția socialistă este taxăm pe toți și facem un învățământ universal la toți copiii, chiar dacă au, chiar dacă n-au nevoie. Dăm și o lege. Asta este etica noastră și deci să nu cumva să spuneți că e ceva rău, da? Asta e bine. Dăm și o lege prin care obligăm copiii ăia să vină la școală, că doar n-am făcut școlile chiar degeaba. Dacă nu vor, da. Copilul respectiv, ce vrea să meargă la școală din Suceava, vrea să meargă, dar nu avea posibilități. Acum îi luăm și pe copiii care nu vor să meargă la școală. Păi și copilul ăla poate nu vrea să meargă la școală, socialistul. Da. Egalitatea în fața legii. Cu mine sau te iau, deci... Auzi, apropo de... Nu, dar poate că după ce vede școala se plictisește și nu mai vrea, dar nu mai are opțiunea
asta. Auzi, de ce mi se pare interesant observația, nu? Și subiectul pe care l-ai, de ce îmi contează valori, de ce contează etica, de ce contează discuția asta de filozofică, nu? Care căutăm înțelepciunea, căutăm adevărul. Pentru că ai tot fel de situații, nu? Acum în realitate, în care cum fac socialiștii? Cum hotărăsc? Păi ăștia social-democrați, nu ăia complet răi, zic că păi am așa a vrut lumea. O majoritate a decis. După aia poți să te gândești și la, și la jurații din sistemul anglosaxon. S-au prezentat niște dovezi. Poate unul din avocați a fost mai bun vânzător și jurații trebuie să hotărăsc, asta e o altă observație, și jurații hotărăsc că Cotărescu da, a făcut. Te gândești, bine, dar contează foarte mult valorile etice ca să vezi, să încauți, să te apropii de ce e adevărat. Nu o majoritate o să-ți dea ce e adevărat. Nici că nu știu cât la sută din oameni au votat un partid, nici că li s-a părut că vânzarea avocatului a fost bună și da, Cotărescu e vinovat sau nevinovat. Bine, un democrat ar vrea spune că în majoritatea cazurilor majoritatea livrează, știi? Adică să ai câteva cazuri de tirania majorității, dar restul. Da, se mai folosește sintagma aia cu vocea poporului, vocea lui Dumnezeu? Nu, n-am mai nu se mai folosește, dar e crezută. Asta mă pregăteam să spun, este mai crezută decât înainte, dar nu se mai folosește pentru că acum ar discredita-o. Ok. De ce vorbim despre etică? Vreau să dau și un alt răspuns. Când vorbim despre școala austriacă de economie și despre libertarianism, despre ordinea proprietății private, avem două tipuri de argumente. Unele etice, unele utilitariste. Da. Deci economice. Nici măcar n-a spune că sunt utilitariste, da, nu sunt economice, că sunt niște legi economice care se întâmplă. Adică noi spunem doar atât. Face asta, se va întâmpla asta. Da. Deci, îți dorește asta, atunci fă asta. Da. Nu-ți dorește asta, păi nu o face. Salariul minim, de exemplu. Putem să argumentăm că va duce la apariția șomajului și așa mai departe. Cei juniori care acum intră pe piața muncii își vor găsi mai greu joburi și așa mai departe. Asta e un tip de argument. E un tip de argumentație. Mai avem și tipul al doilea de argumentație etică, spunând, domne, intervii între doi oameni și ei nu se vor înțelege voluntar, tu vii cu bocanci și spui, domne, de a sub această sumă, nu ai voie să semnezi contract de muncă. Da? Este un argument etic. De-aia e bine să vorbim și despre etică. Nu, dar va intra și de ce, ok. Tot mergea cu de ce. Deci, nu știu, mă interesează, îmi place. Că așa e bine, așa. Știi? Nu, există asta în om, știi, a fost drept, a fost dreaptă chestie, uite, s-a întâmplat cu tare și cu tare, a fost drept. Da, uite, și multe din judecățile despre ce e drept sunt niște înlănțuiri logice, depinde de unde pleci. Nu avem tot timpul exemplul ăla cu, într-o vreme era drept ca unii oameni să fie sclavi. Și dacă tu întrebai, domnule, e drept ca lui să-i se întâmple lucrurile alea ca sclav? Dacă e sclav, și contează și fundamentul pe care stai, care, mă rog, tot etic este, și care, mă rog, am mai zis-o, de multe ori ăla face diferența între unde ajung diverse ideologii. Păi noi plecăm de la ideea că omul e cărămida societății. Alții zic, nu, societatea există și omul e așa, o chestie la susținere, mai poate fi și sacrificat, că tot vorbim azi de sacrificii. Normal că nu o să te înțelegi cu oamenii aia dacă pleacă din altă parte. Ca să integrăm puțin etica generală,
să vorbim iarăși de etica obiectivistă a lui Rand. Deci, ea consideră că atunci când te sacrifici pentru o persoană iubită, persoană la care ții, de fapt, tot ești egoist, deoarece nu consideri cum fac altruiștii actuali că a valoriza pe cineva trebuie să te sacrifici tu pe tine însuți. Știi? Vreau să să muncesc de dimineața până seara pentru a strânge bani și a-mi ajuta fratele să ajungă la facultate, datorită faptului că eu pun în cadrul de valori al meu personal mai multă valoare în a atinge fratele meu țelul, da? Eu de fapt pentru mine. Bine, aici muncesc. Aici ai amestecat un pic, deci din punctul ăsta de vedere poate să fie așa cum spui tu, dar ok, ce zice Rand aici, spune așa. Dragostea și prietenia sunt sunt valori profund personale și egoiste, egoist în sensul pe care îl folosește ea. Adică interesat de propriile lucruri. Da. Iubirea este o expresie și o asertiune a respectului de sine. Este un răspuns în a vedea valorile tale oglindite în persoana altuia. Asta zic că fratele tău trebuie să-ți reprezinte și valorile. Nu e de ajuns doar să fiți pe filiație. Okay. Așa. O persoană, ea primește o bucurie profund personală și egoistă la simpla existență a persoanei pe care o iubește. Deci te bucuri, ceea ce nu mi se pare, deci scoțând acest lucru din contextul egoismului, da, și altruismului, mie nu mi se pare că asta este o frază controversată. E o bucurie profundă pentru tine ca persoană pe care o iubești să fie în viață. E și mai mare dacă e lângă tine, presupun. Nu mi se pare că e o chestie controversată dacă aici. Dacă e cu altcineva? dacă e cu altcineva, deja avem un problemă. Da. Dacă și ea continuă însă și spune așa că o iubire dezinteresată și lipsită de aportul sinelui e o contradicție în termeni, pentru că presupune ca cineva să fie indiferent la valorile pe care el le prețuiește. Adică eu te iubesc dezinteresat. Tu te duci, omori, măcelărești copii, le vinzi organele în Zimbabwe, te iubesc. Dezinteresat. Nu mă interesează ce faci. Contradicția este în însăși diferența între oameni. Dacă iubești dezinteresat, păi atunci te iubești pe toți la fel sau nu, mă rog. Sau altfel, ce motiv ai avea să discriminezi? Să discriminezi. Că aici, iarăși. Aici, nu, dar n-ai cum, n-ai. Aici Molyneux a luat poate o continuare a viziunii astea asupra iubirii al Rand. Poate că de fapt am mai spus-o și Rand, nu știu, dar eu am auzit-o de la Molyneux și mi se pare că e foarte ok definiția că iubirea este un răspuns involuntar în fața virtuții. Dacă ești și tu însuți virtuos, adică recunoști virtuțile într-o altă persoană și e un răspuns involuntar. Și am primit mai de mult o întrebare foarte bună pe tema asta și cu ce se diferă de admirație. Răspunsul ar fi prin intensitate. Că și la Rand în sine, că orice fel de iubire începe prin admirație. Oricum e good point ce zicea acolo, că nu poți să iubești dezinteresat. Asta se folosește și în conversațiile obișnuite, că e dezinteresat a fost
Bine, poți spune că e contrastul, nu știu, că nu iubea pentru bani sau nu știu. Da. Poate asta era sensul, știi, că nu se gândea la bani. Adică zici, era... interesul e da, profituri, e, avantaje, e bani. Da. Da, dar și asta da, e iarăși da. E o perversiune a cuvântului în sine, o perversiune de sens a cuvântului, da. Făcută tot așa, pe filiera asta moral altruist, dacă să o, îi dăm vreun credit. Asta, că, că s-a pervertit cuvântul interes. Uite, zice că dacă tu vrei să salvezi persoana iubită, pentru tine a fost o valoare mai mare să trăiască decât ce ai consumat tu pentru chestia asta. Și ăla nici nu e un sacrificiu. Păi tocmai asta, tocmai asta, că e, e compatibil cu ce spune aici. Existența persoanei în viață e o sursă de bucurie pentru tine. În aia altruistă trebuie să fie... În aia altruistă și chestia asta de moralitate am mai auzit-o. E chiar mai rău, nu? Nu, și chestia asta de moralitate am mai auzit-o. Nu, nu neapărat. Adică nu cred că... Cum să spun... Deși cineva ar putea o duce la extrema asta în care dacă ai de ales între, dacă, exemplu, dacă ei, intri într-o, nu mai știu care era exemplu. La cu 10 femei la întâmplare și... Nu, eu aș zice așa, dacă intri într-o casă arzând și găsești doi copii, tu nu poți să scoți decât unul dintre ei e copilul tău, pe care îl scoți. Și răspunsul altruist este că... E oricare, trebuie să alegi și random. Răspunsul altruist dus la extrem este că trebuie să scoți pe ăla care nu e al tău. Că de să nu fie motivat de inclinație, să fie exact. Datoria. Da. Și ăsta este un argument pe care îl găsești astăzi de la socialiști în principal. Uh-huh. Adică nu e atât de departe de noi. Da, cred că tot așa se, da, se vor să delimiteze de, nu știu, cineva, de lăs, cred că. Atunci când... Eu iubesc întâi omenirea, apoi nu știu ce, apoi ui, apoi nu știu ce, apoi sectorul, apoi... Deci covora, da, la sfârșit, da. De exemplu, percept, adică argumentul lor, al socialiștilor etic, pentru taxa pe moștenire, se bazează și pe chestia asta. Că ar trebui să ții la toți copiii în același, în același fel. Nu să fie favorizat al tău. Nu, și lasă, ia statul, îi fură pe toți. Întreg socialism. Întreg socialism. Ce socialism e? Deci trăim într-o lume, mă rog, puțin... De altruism. Puțin evoluată. Altruism obligatoriu. Da. Impus cu forța. Mă gândeam dacă într-adevăr ai un caz de, nu știu, psihopat, nu știu, om neobișnuit, să zicem, okay. Care iubește copilul vecinului, să zicem, mai mult decât propriul copil, să zicem, iar ar fi, cum ar fi, când e altruist, când e egoist, deci dacă îl salvează pe al lui, da, dacă îl salvează pe al lui, e... Ar fi altruist, dacă altruist, într-adevăr asta ar fi, da. Atunci ar fi chiar neobișnuit. Vreau să mai zic ceva lui Gabi, deci el a zis că... Ok, sunt cazuri clare în care socialiștii sunt altruiști, sacrifică un burghez pentru un bine mai mare. Pe de altă parte, în discursul social-democrat găsești și argumentația asta egoistă, de exemplu la Ross. Argumentul Ross nu e că... Argumentul Ross e că poți să fii tu în situația aia. Tu poți să fii omor la paralizat. Adică se adresează instinctelor egoiste, știi? Ăsta e argumentul. Poți fi pensionarul ăla, poți fi copilul ăla sărman, nu știu ce, știi? Înțelegi? Și nu mi se pare că e altruistă argumentație, e egoistă. Egoistă. Asta ca descriere na, a competiției. Nu sunt un alt tip din ăsta care să mă convingă că are dreptate. Da, pare că e sincer, cred că e sincer. Adică el asta are pe tema asta, tu mai te pare suvolul că are de ignoranță, da, pe suvolul de ignoranță și da, dacă tu, Gabi, ești pensionat la mărzi. N-ai vrea să, nu știu ce, după aia să miră. Tu zici, nu vreau să mă ajute, că eu urmez principiile în coerent cu ce am zis până acum. Și el zice, bine, tu ești marginal, dar un om normal te face, te scoate pe tine, te ia ad hominem. Da, să știi că am auzit și eu chestia asta, da. A, ești tu ciudat. Da. Bine, un lucru care iarăși îmi place
îmi place mie aici și ea ajunge să bazeze, deci ea spune așa, vrea din capitolul ăsta să dea un, să explice de ce într-o urgență, într-o situație în care, și cum definește ea urgența, ca fiind o situație care pe termen lung ar face viața imposibilă, și dar care este temporară și clar delimitată. Adică, de exemplu, ești pe o barcă și barca se scufundă. Și în clar, dacă se scufundă, tu neavând branchii, gâlgâl mori. Era loc pe dulap, atenție. Așa. Să nu uităm. Să nu uităm. Bun. Și ideea e așa. În acest context, ea spune, ea spune că ar trebui să îi ajuți pe semenii tăi în acest context. Deci să nu te apuci să... Pe de ce? Pentru că acolo se presupune și face următoarea argumentație, din că oamenii în sine sunt o specie gânditoare, iară face verea tabula rasa. La mine nu e... Pentru, din partea mea, nu e nevoie să te duci acolo, dar ideea pe care o spune este așa că potențial toți oamenii potențial îți pot împărtăși aceste valori și ai putea să ajungă pe poziția în care, într-o poziție care să îți inspire iubire pentru ei. Nu ai timp să-i cunoști în momentele respective și trebuie să-i tratezi cu prezumția de nevinovăție și anume acolo faci ce poți ca să salvezi oamenii, pentru că ei ar putea fi asemenea. Dacă livrează, prezumția de livrare, știi, nu e așa... Ce zice, că dacă el calcă pe bec... Da, nu, ea nu spune aici, dar eu din felul în care și-a argumentat asta, înțeleg că... Nu că zice, it's possible to forfeit, de nu știu ce. Da, păi asta zic, că din poziția, din felul în care și-a argumentat asta, înțeleg că dom'le, dacă tu știi că ăla e o scârnăvie, nu trebuie să te opintești prea tare când vine vorba de el. Adică trebuie să-i salvezi pe toți aia care sunt încă cumva sunt încă cumva în zona aia gri. Da, nu e iubirea necondiționată. E foarte condiționată. Iar deci rămâne, nu, este... E evrei că era, deci tot e... Dar eu mă întreb ce zodie era ea, că nu mai... Păi putem să ne uităm, nu știu. Găsești pe Wikipedia, cred că, Luna. Ei, mă rog, don't worry. Scorpion, cel mai probabil. Vezi că poți să cauți. Exactly my point. Poți să cauți. Bun, mai e ceva? Aici? Asta mă uitam că nu mai găsesc nimic. 2 februarie. 2 februarie e vărsător. Ah, mai rău. Bun, dacă nu mai e nimic, terminăm mai repede episodul. Costel, tu mai ai ceva? Nu, mi se pare interesantă provocare, știi, să... Adică pare de bun simț asta că îți urmărești propriul interes. Noi prea ne-am învățat cu asta, nu că am sacrificat. Nu ai sacrificat nimic, ai tras cu dinții de interes, doar că era mai na, mai complex, știi, era... Și eu aș spune că asta este și o ajută din punctul ăsta de vedere și la clarificarea foarte mare a acțiunilor, pentru că mulți oameni trăiesc cu mitologia asta, că ei sunt virtuoși pentru că sacrifică, pentru că fac lucruri bune în etica altruistă, pentru că și de fapt nu fac altceva decât să-și urmărească propriul interes. Mie ce-mi... De făcut, ambii fac același lucru, da? Și altruistul care, să zicem, își ajută soția și egoistul care își ajută soția. Da. Problema este cum privește fiecare acest act, da? Și marmolăghiera de Brandon spune că în cazul altruismului ai o problemă de după aceea de sănătate mentală. De când aici ți te grează mai... iubește, e ceva putred acolo la altruist. Deci el ajută împotriva interesului, împotriva voinței lui, cumva, știi? Eu ajută de gura lumii, de nu știu ce, să nu vede că ne-am despărțit, avem copii, să el nu mai iubește, să este de genul ăsta, știi? În timp ce egoistul e egoist, știi? No, având această chestie, știi, altruistul, domne, sacrific, deci, ceva împotriva existenței mele, al dreptului meu la viață, da? Sacrific ceva, ori
banii pentru bere sau nu știu ce. Și atunci apare un conflict interior. De asta sunt, să zicem... Bine, la... conflictul e că tu faci cu jumătate. La, asta e la altruist, da, asta e. Conflictul e că te oprești acolo. Nu dar e tu, după ce ai ajutat-o pe nevastă, trebuie să ieși afară pe stradă și să întrebi, să scoți pușculița, să zici care mai vrea. Ăla e conflictul. Asta și... Că tu nu faci chestia asta. E clar că nu până, faci chestia. E și până, da, nu trebuie să duci până acolo. Pur și simplu, nu mai ești pe stradă. Nu contează, tot e altruist. E că nu el... El a fi spart banii pe altceva. Da. El nu e deci, fericit cu... Totul din peste, ambei fac același lucru, să zicem, în cazul în care îl fac, dar diferența este cum integrezi în raționament. Trăiești în conflict cu tine. Trăiești în conflict cu tine, altruist. Asta faci. Da. De fapt, asta e mare observație. Asta a vrut Brandon. Da, știi? Da, da. În timp ce nu, egoistului sunt clare lucrurile, știi? Deci, interesul merg pe el. Merg pe el, da. În timp ce ăsta se faultează tot timpul, știi? Mm-hmm. Nu numai că se faultează, dar și universul e construit de așa natură încât să-l faultezi. Da, da, da. Da, asta în direcția asta... Vrește, deci nu mai e... Plus că și poate are dreptate cu demeaning, știi, că nu... Mm-hmm. Dacă tu te tot sacrifici, mă, dar eu ce mai sunt pe lumea asta, știi? Deci ești ca un obiect, știi, tu nu ai... E ca motivația profitului. Dacă nu mă lăsați să am profituri, pe dar nu mai fac. Da, dacă tot zicem, cum ar fi un creștin care... Și urmărește dacă l-ar privi, ar integra o etica randiană, știi? Că, bă, interesul meu pe termen lung e ce să ajung în rai. Păi ce ai un interes? Interesul meu? Păi nu? Ăla e cel mai, cel mai egoist. Da. Deci, frate, eu sunt cel mai egoist, sunt cel mai bun creștin și încep și urmăresc celul și deci acolo restul ești... sunt, cum să zic, valori mai mici decât valoarea mea cea mare, da? Ai investiție pe termen lung ăla, nu-i altrui. Deci... Cel mai lung. Da, inclusiv literal. Cu altă critică, ai putea să o faci la ideile, doctrinele astea cu sacrificiu, este că ai o imagine, să creează această viziune despre viață care e foarte neagră. Tot timpul viața e făcută din suferință, nu poți să scapi, când de fapt observațiile despre momentele de suferință este cum te raportezi tu la ele. Ok, să nu lăsăm asta să fie o, apropo de psihologie, știi? Un pic de critică la Peterson asta. Zic că am și eu de pus în plus. Pentru că Peterson un pic și-a schimbat în ultima vreme discursul. A luat-o așa pe self-sacrifice care contează nu știu cum, mă rog, treaba lui. Ideea e că ai tot felul de momente, poftim, de urgență, de fapt nu sunt de urgență, e urgență pentru tine că suferi. Da? Și contează cum te raportezi la chestia aia ca să nu devină o traumă și să-ți strice restul vieții. Dar asta nu înseamnă că lumea nu poate fi făcută bună și nu vorbim de raiul pe pământ, dar poți să urmărești lucruri bune, de care să fii mândru că ți-au ieșit. Nu? Cam asta înțeleg eu din... E, cum folosești termenul el să facă traducerea corectă, știi? Deci Hercule că se bătea cu ea și nu știu, aia nu e sacrificiu. Dacă ai înțeles asta, asta e de înrean. Nu vezi pe unul, aolo, ce cară ăla, nu știu, se gălesc cu apă, ce se mai sacrifică? Nu, nu se sacrificește, deci nu. Stahanovistul ăla. Fără o treabă. El are o treabă, da. Mult că am un mare lapsus acum, la care prostogolea... Sisif. Sisif, da. Da. Sisif nu era sacrificiul lui, el era blestemat. Ah, yes. Da. Asta este evident. Aș adăuga la ceea ce spui tu acum, apropo de asta cu Peterson, cu suferința. Ca metafora plătitorilor de taxe, deci nu e. Yes. Apropo de asta cu suferința, văd foarte des linia asta de argumentație că e ca o scurtătură. Despre ce vorbeam mai devreme despre sensul în viață și mi se pare că și Peterson a căzut oarecum în chestia asta, că domne, bine, el zice așa, zicea pe vremea când încă nu pedala foarte tare, zicea că o metodă de a îți da seama ce-i cu tine în viață este să găsești cea mai mare greutate pe care o poți duce, să te înham la ea, să o duci un pic, să vezi din ce ești făcut. Și asta presupune un pic de sacrificiu și un pic de suferință. Și cam toate poveștile la care face el se mitere, presupun
trimitere aici presupun un pic de suferință. Și cumva el mai marșa pe ideea că durerea care e cauzată de suferința de genul ăsta este reală și atunci tu știi că aia e un form, e ceva, o formă de realitate în plus. Bine, dar mă rog, avem no whatever. Pain, no gain, adică... Da, exact. Că e mult mai pe scurt. Însă ce mi se pare mie e că acum oarecum a ajuns pe o scurtătură la sensul în viață și anume... cumva și cu popularizarea lui Viktor Frankl în căutarea Man's Search for Meaning, uh-huh. Da? În care omul respectiv de fapt a fost blestemat, uh-huh. A făcut cam tot ce a putut să fie ca să supraviețuiască într-o situație groaznică, da? Dar cumva cartea lui, din loc de asta, devine un fel de self-help book pentru noi convertiți la ortodoxism. Știu cel puțin trei cazuri care au trecut prin Viktor Frankl, da, lumea e suferință, ne pregătim pentru apocalipsă, trebuie să tragem tare și uite ce bine ne simțim și ne-am convertit cu ocazia asta. Și caută ce e deranjant, că o caută sau ce? Mi se pare că da. Căutarea asta expresă a suferinței ca să îți dă un sens la fel de artificial în viață, mm-hmm. ca alte droguri. Dar ideea care e, vine aia singură, nu trebuie să... Exact, exact. Asta aș spune și eu. Da. Chestia cu căutarea suferinței mi se pare o chestie foarte romantică. Știu că ai spus mie tu. Mi se pare perversă, da. Păi romantismul e pervers. Nu, Ciurani era pentru că te trezește. Da, te, da, e da, mai, da, da, da. În romantism totul e... O să rol... toți îi ciupești dacă vrei să trezi. Da, spre vede clasicism când totul e luminos, eroul este... cu minte Calu. Sănătoasă, în corp sănătos, Calu era orice ziua, da? Totu-i noaptea, luna, da? Dacă eroi cocoșat, e mai tare, auzi, sau are un handicap sau ceva. Bobby, dacă are dreptate, Rothbard, romantismul păstrează lupta între bine și rău, știi? Distinția, naturalismul începe să le prostească de tot. Poți avea dreptate pe asta, că era noapte, că era... Da, da, da. Dacă are dreptate, idealul nu mai este... Romantismul încă păstrează... Da, dar ăsta e cam ultimul lucru pe care îl mai păstrează, adică din cumva ce zice Gabi e că în epoca clasică toate se aliniau, pe când aici e oarecum e în umbre. E cumva imaginea vine, cumva să zicem că lumina izvorește doar din erou. Unde? În romantism. În romantism, pe când plus, dincolo eroul trăia într-un mediu așezat în care totul era... Deveni politically correct. Da, sau de la eroii din filmele astea moderne, din Hollywood. Ăștia sunt deja anti-eroi. Ai grijă unde te duci. Da. Că în Hollywood deja suntem în epoca post-romantică. Nu... Ca să nu fie grețos de bun, știi, le bagă și o... E uman. Îi bagă un atribut negativ, știi? Mai și înjură uneori. Nu știu, găsesc ei ceva, știi? Nu, e... no, asta nu mai, deja nu mai faci parte din curentul romantic. Da, ok. Ce zici? Da. Contrar așteptărilor unora, cum că am fi plătiți să discutăm ideile la emisiunea asta. Ce plus bun ăsta? Da, zic, da, e unul care îi dă... care suflă în el. Okay. Întrebarea mea era, demersul nostru de la frumoasa emisiune este unul altruist sau e egoist? E egoist. Și eu sunt de părere că e egoist. Că nu sacrifici. Ar trebui să sacrifici. Tu preferai cu să mănânci o pizza, nu știu pe unde, nu pierzi timp în drumul tău. Ca să dăm și... Dar dacă... dacă vreți să dați o bombă nucleară peste libertarianismul în România... Exact. Sunt în continuare, dacă preferați să îl faceți mai ușor,
Adică să ne mai ușurați investiția pe termen lung, există link-urile de care v-am vorbit și la începutul emisiunii în descriere. Pentru Costel Stăvărache, Gabi Munteanu, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu, noi am fost în Dodi, vă mulțumim pentru atenție și vă reamintim, stat te vrea sclav, e bine să te gândești și la libertate. Egoist.